Reprezentanții Direcției de Agricultură Gorj s-au întâlnit astăzi cu primarii pentru a-i convinge să anunțe cetățenii de ajutorul oferit de stat pentru culturile afectate de secetă. La nivelul județului Gorj, din 13.000 de fermieri, doar 3 au solicitat sprijin în acest sens. Cetățenii care nu au depus la APIA în 2012 cerere unică pentru subvenție pot să beneficieze și de ajutorul de minimis cu adeverințele eliberate de la Registrul Agricol de la primăria fiecarei localități. Reprezentanții autorităților locale s-au gândit deja cum vor face acest lucru. Ce benefic pentru cetățeni? Veți merge din casă în casă sau cum îi veți informa? O să afișăm la vizierul primăriei. Avem și o portavoce, spune. Da, avem. N-am întâlnit la cele informații. Este și o portavoce, adică se poate? Da, se poate. Rămâne să anunțăm oamenii și am discutat deja cu domnul primar și o să le trimite câte un științare la fiecare acasă, cu fiecare sat. Eventual o să facem o programare și cu sate ca să nu-ți facă nici la primărie aglomerație. În mod normal ar trebui să găsim o variantă ca la primărie sau la APIA Turceni să fie adunate cererile și aduse centralizat în Târgu Jiu, nu să punem pe fiecare om pe drum. Guvernul oferă un sprijin în valoare de 100 de lei pe hectar. Cei care vor să primească acești bani trebuie să depună documentația la Direcția Agricolă până la data de 15 octombrie, urmând ca plățile să fie făcute la 1 noiembrie. Fermierii trebuie să depună o cerere, dar și o adeverință care să ateste că dețin terenul. Cei care nu sunt înscriși la APIA pot solicita această adeverință de la primărie doar dacă terenurile au fost cultivate.